Ba, da, avem. Cam jucători care încă nu s-au antrenat cu echipa. Pedro, Morar, Fabri, Omondi. Încă nu s-au antrenat. Trei dintre ei au răcit după meci și au stat acasă. Ieri au început o ușoară alergare de acomodare și sper că astăzi să intre în programul echipei. Mai e Pedro care simte o durere pe inghinal, l-am protejat ieri, astăzi se va antrena. Kevin a ieșit din antrenament, el în ultima perioadă joacă cu infiltrații. Trif accidentat, are ruptură musculară. Ne așteptam că el nu e un jucător care a jucat în ultima, el din decembrie nu mai jucase un meci. A făcut-o foarte bine, a intrat, dar avea ceva probleme musculare. A făcut ruptură, pauză. Recuperăm pe Diogo. Adică nu recuperăm, îl forțăm să se recupereze. Chiar dacă nu-i 100%, e singura șansă care avem ca fundea stângă. Mai e Mico, dar nu Mico în 4 nu poate să joace fundea stângă. Deci asta e clar, să acopere, că nu fundea stângă, mijlocaș fundea stângă, cum vreți să spuneți. Deci sunt ceva probleme, dar sper că Menghele al meu o să le rezolve până la meciul de luni, adică doctorul, care și el a făcut un pas spre echipa națională de U19 sau U20. U20. Da. Am reușit să-i convinge pe cei de la Federația Kenya și Guinea, da, Guinea, ca Conte și Omondi să rămână la meciul de luni. Normal, i-ar fi trebuit să se prezinte la convocări, că sunt date de UEFA și risc să fie amendat. Și noi am reușit și le mulțumesc antrenorilor că ne-au înțeles și o să rămână și Conte și Omondi și vor pleca marți dimineață la echipa națională. Astea sunt datele despre lot, despre situație. Începem acest play-out, un nou campionat cu punctele înjumătățite. Până și belgenii au schimbat sistemul. Deci au trei play, nu play. Au primele patru, următoarele șase și ultimele patru. Sau opt sunt care, deci care joacă, cele patru care joacă pentru retrogradare, cele șase sau opt joacă pentru un loc în Conference League, nu se mai dă baraj cu echipă din primele patru, cele patru care joacă pentru campionat, Europa League și încă un loc la Conference League. Normal că acum toată lumea o să zică bine, dar anul trecut v-a convenit că s-au înjumătățit punctele și ați rămas cu șanse reale ca să vă salvați. Ne-am salvat. A fost foarte bine. Anul acesta am terminat pe locul 8, la 3 puncte de locul 5. 40 de puncte, nimeni nu s-a așteptat, nici eu nu mă așteptam ca să avem un parcurs așa bun. Am început greu, s-au pierdut foarte multe puncte în perioada aia. Până am decis că la bugetul care s-a propus, nu puteam să găsim jucători care cât de cât să se ridice la pretențiile mele și la alt nivel, să ne propunem altceva. Am reușit după aia, s-a format un grup, eu cred că lucrurile sunt ok, cu bune, cu rele. Eu cred că până acum, s-a format o echipă, nu vreau să mă mai repet că au plecat, că s-au plecat, că trebuiau să plece unii, că și-au terminat contractul, alții nu puteam să le mai oferim același salariu. Și era normal să înlocuim cu alți jucători. A fost mai greu până echipa s-a omogenizat, până au început să apară relațiile de joc și au apărut și rezultatele. Comentați ca să închidem capitolul. Cum comentați faptul că unii au spus că nu v-au dorit atât de mult să vă zic că ați făcut puțin clipa invers? Da, am făcut-o invers. Dar n-am mai jucat cu trei fundași centrali. Și a fost gândită și discutată și cu jucătorii.
Deci nu fac. Și toată săptămâna s-a pregătit, dar cu scuzele de rugare trebuie să fii tâmpit să spui așa sau să gândești, să insinuezi așa ceva. Ce aveam eu de câștigat? Haideți să vedem, luăm partea alaltă, sportiv, profesional, un antrenor care vine, salvează echipa, împreună cu jucătorii care erau, salvează echipa, anul următor se formează o echipă nouă de la zero și ajunge la 3 puncte de locul 5 și ajunge în play-off, ai o performanță, e vorba de CV, de imagine, cine nu și-ar dori lucrul ăsta într-un timp foarte scurt, că obiectivul clubului și la ce mi s-a cerut, nu mi s-a cerut, mi s-a cerut să formăm o echipă nouă care la anul să bată pentru play-off. Asta o fac. Eu un contract, n-am niciun loc, doar atât. Am un contract că dacă sunt 5 meciuri pe locul de retrogradare pot fi demis. Eu vorbesc, stai să venim și la aia, de partea sportivă. Eu vreau să, în primul rând, partea sportivă, că pe mine asta mă interesează. Eu toată viața, de când m-am apucat de fotbal, am vrut să fac performanță. Și am făcut, am luat-o de la Hunedoara, mi-am dorit să joc la Dinamo, mi-am dorit să joc la echipa națională, să joc în străinătate. Deci eu totdeauna asta a fost educația mea și filozofia mea, tot ce am făcut, a făcut ca să ajung să fac performanță. La toate echipele care am fost, m-am dus să fac performanță. Acum, e și vina mea că am ales echipe care se băteau la retrogradare și performanța era să salvez de la retrogradare. Și poate asta e vina mea că deciziile care le-am luat nu au fost cum trebuie, dar nu le regret, că așa am simțit în perioada aia care a fost. Orice era antrenor și-ar dori. Și era, pentru mine, nu era prima performanță, pentru că și pe standard am luat de pe locul 13 și am adus în play-off. Nimeni nu s-a aștepta, nici aveam primă de play-off și am adus și în cupele europene. Am terminat pe locul 4 la Barașcul la Gantoaz. Deci era o performanță și pentru noi și pentru UTA. Că de 4 ani de când sunteți aici, n-ați mai avut șanse la play-off-ul. Ok, s-a mai terminat toată pe locul 8 cu 40 de puncte, la 7 puncte de locul 6. Plus nu uitați că aveați două echipe care mimau jocul sau se prezentau. Mediașul și Clinceniu. Ba, n-am luat, spun sigur. Deci eu nu vorbesc. Sigur îți spun, da? Deci era Clinceniu și Mediașul în anul ăla când jucau cu juniorii. Bun, financiar. Am un salariu sub salariul celor doi care au fost la voi aici. Comparați performanțele care le-am avut eu și care le-au avut ei. Nu contest, normal, fiecare începe de jos. Pentru ei, cea mai mare performanță a fost să, eu știu, să promovezi o echipă în Liga Superioară. Aveam în contract, că mi se mărește salariul dacă intru în play-off. Aveam în contract un bonus de 20.000 de euro. Se dublau primele de play-off, de meci de play-off. Atunci, care e interesul meu? Adică, când am câștigat și am dansat, a fost bine și m-am jurat jumătate din țară, se mai întâmplă. Ce eu nu mi-aș fi dorit să fiu un play-off, ca să nu mai strângem din buci, să stăm acum, să vedem cu problemele care sunt alte meciuri, apar tot felul de probleme. Normal că cine nu și-ar fi dorit să fie în play-off? Dar haide să fim și realiști. Cum s-a pornit, cum s-a ajuns la formarea acestei echipe. Hai să ne uităm la CV-urile jucătorilor care avem în lot. Deci au fost toți jucători care s-au încadrat în bugetul nostru, care nu depășește mai mult de 8.000 de euro salariu, față de alții și față de ultimii. Dinamo au adus jucători cu 10.000, 12.000, chiar și 15.000 am înțeles că are unul. Asta e când aduci un jucător de 5-6.000, cam atâta merită. Eu știu, prin conjunctură, prin antrenamente, datorită antrenorului, datorită ambianței care e aici la Arad, s-a format o echipă care eram acolo, care visam. Da? Știți foarte bine că sunt meciuri de astea în care e blocaj, că n-a fost unul sau doi jucători, la toți a fost un blocaj. Vorbesc așa de, în primul rând, de atitudine. Eu nu le-am zis, bă, a fost frică sau ați făcut pe voi. Nu, n-a fost de asta. A fost și la meciul cu Rapid. Benga, care a jucat ceas, a jucat Benga. Nu te atacă nimeni și dai o pasă la adversar. Deci sunt momente, trebuie să-i înțelegem și pe ei. Nu căutați acum că nu s-a vrut, că cu clubul,
cu toate astea, pentru mine pe cuvânt asta nu există, bă băieți. Eu am venit aici, eu vreau să-mi fac treaba. Și nu pot să fiu, să insinuez măcar că, bă, ridic unde am fost. Păi unde am fost, te-am prins. La Rapid am fost și ca jucător și ca antrenor, am 7 trofee. Și știți rivalitatea dintre Rapid și Dinamo? La Faro, cred că 5-0 i-am bătut la ei acasă și i-am bătut la noi. Deci pe unde am fost eu am câștigat cu Dinamo, am bătut aici, iară mă repet, am dansat, poate Dumnezeu mi-a dat o palmă. Trebuia să mă comport ca un antrenor, să respect. Apropo de performanță, vă întreb atunci, cât de greu vă se motiva știi că nu veți putea... Și asta, jucătorii, v-am zis parcă de jucători, 5.000 de euro jumate din ei, că nu toți, că n-a fost obiectivul nostru, play-off. Sunt jucători care au 5.000 de euro, cel puțin bonus pentru play-off. Antrenorul le-a dat un bonus cadou de 20.000 de euro după meci. Eu plătesc imediat după meci, nu stăm o lună, două, când ne intră bani de nu știu unde. Deci toată lumea avea interesul și sportiv și financiar ca să câștigăm meciul ăsta. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, la ultimul meci. Așa cum am fost, au fost multe puncte pe care l-am pierdut, tot așa, pe lipsă de experiență, pe greșeli. Și nu au fost greșeli colective, că au fost greșeli individuale. Voiau meciuri, câte meciuri au fost în care s-a greșit individual. Dar așa, în ansamblu, eu cred că s-au făcut lucruri bune. Și nu uitați la începutul de sezon, că mă uitam pe bancă, aveam 5-6 de la Academie. Am încercat noi să vedem dacă merge, dar uitați că nu merge. N-a mers. Apropo de performanță, cât de greu vrei să se motiva și timp că nu vezi putea participa acelor? E vorba de loc. Băieții au primă în funcție de loc. Pe locul ăsta, mi se pare, avem 80-90% primă. Are o primă destul de mare. Au tot interesul. Și pentru la anul. Alt buget din partea televiziunii. Trebuie să plus, toți jucătorii pe contracte sunt ai noștri. În afară de 5-6 care mai au contract și la anul, Fabri, Conte, cine mai să nu greșesc acum, încă vreo 3 care sunt, restul toți au opțiune. Deci au interesul, că le-am și spus ieri, aveți interesul ca astea 9 meciuri care jucați și o să aibă șansă toată lumea, începând de la Cucer până la ultimul, la Stanciu, vor avea șansă să joace, pentru că eu la sfârșitul lunii viitoare trebuie să mă prezint la domnul Mez, dar să spun, vreau ca asta să rămână, asta să rămână, asta să rămână. Deci au tot interesul. Plus, au mărire de salariu. Deci toți care au opțiune au mărire de salariu. Deci au tot interesul să fie concentrat și să joace la fel cum am făcut-o până acum. Vă putea să insistați pentru conducerea clubului să facă licența cu UEFA sau... N-a spus că eu trebuie să fiu antrenor. Când am început să mă implic, și eu cred că sunt singur antrenor care s-a implicat. Deci nu cu asta. Și cei care sunt aici mă cunosc. E o diferență mare. A apărut unul iară care a fost un mic sponsor, mai spune că am fost mic sponsor când erau în Liga 2 și a început să mă jignească, că e arogant, că e uns cu toate alifiile. Nu e adevărat. Ei sunt aici. Cred că un antrenor mai modest și cu bun simț ca mine n-a existat la voi aici, la Arad. Nu vorbesc de antrenorii care au fost înainte. Și care s-a implicat. Și eu am cerut. Și stânga și că n-am văzut că nu se poate... Am băgat mâna în buzunar ca să-mi creez mie condiții, să creez preparatorilor condiții ca să... Cum am vrut să zic performanță? Ca să faci performanță. Că aia vine treptat, ai nevoie de timp. Uitați Sepsii, cât i-a trebuit la Sepsii ca să formeze o echipă. Și ei au început greu, au tot schimbat jucători, buget, cu stabilitate financiară. Nu, mi-a spus că tot să depună licența. Și nu ați insistat sau nu ați încercat să-i convingeți sau... Păi trebuie să fim și realiști, asta vă spun. Că obiectivul a fost clar și eu mi-aș dori lucrul ăsta, dar sunt și din punct de vedere financiar, încă nu e ușor. Mai suferim și vedeți după contracte, dar nu e aia că ne depunctează și nu de... Deci s-a vorbit și cu Claudiu, lucrurile în regulă, nu o să fim depunctați, nu o să
fim, ce să fim, blocate transferurile. Deci lumea lucrează. Bă, au fost probleme cu bani și înainte și sunt și acum. Totuși, locul 8 aduce aproape 400.000 de euro. Anul trecut, pe locul 15, nu știu cât s-a adus. Haideți să fim realiști. Și eu mi-aș dori să fim. Dar decât să ne dorim și să ajungem la un moment dat să mai pierdem încă... Noi anul ăsta n-am avut pregătire. Sezonul ăsta, eu n-am avut pregătire de vară. A fost așa o viteză. Plus că n-am avut jucători. Și au venit pe rând. Anul ăsta, haideți să o luăm și noi ca o echipă care își dorește la anul să facă mai mult. Să avem perioada de pregătire. Băieții să aibă... cum să zic, timp de odihnă, să fie o vacanță mai mare, că acum să fim realiști, ok, câștigăm barajul și mergem și jucăm cu locul 3. Cine avem? Craiova, Cluj, CFR-ul sau poate chiar Rapidul. Și eu îmi doresc și de-aia am și venit aici, ok, eu sunt ferm convins că cei din conducere au stat și au analizat foarte bine situația. Până acum ei și-au făcut licența de basta și n-ai ajuns la licență, te-ai bucurat că te-ai salvat la retrogradare. Haideți să fim realiști, realiști. Realiști, asta trebuie să fim. Și nu puteam să zic, da, vă faceți și dacă n-ajungem, iară bani cheltuiți. Noi, în primul rând, anul ăsta trebuie să facem tot ce omenește posibil, să încheiem cu datoriile față de jucători și față de, eu știu ce mai avem, unde mai avem, mai avem. Și după aia să ne formăm un nucleu de jucători, că nu o să mai fie ca anul trecut. Că toată lumea că a adus, păi trebuia să aduc, că nu aveam jucători dacă au plecat 25, numai că trebuia să aduc jucători. Și la anul o să vină mai puțin jucători, dar o să fie altă calitate. Imo, în avion, a pierdut avionul, sau nu, a întârziat avionul și pierde avionul de la Istanbul, dar ajunge astăzi la ora 6. Deci de mâine e în program și de luni va fi și el, cred că luni sau marți. Eu cred că marți. Cred că avem cursă marți de la Londra. El vine de la Londra. Deci noi încercăm să mai ducem să... Uitați că am ajuns să n-am fundat stânga. Să improvizez. Poftim? Marți, da. Are. Imo l-am avut la standard, a fost cel mai bun atac. Baceaui și Imo, doi jucători care s-au format în perioada cât eu eram acolo, că erau la echipa a doua. Deci vrem să aducem, să avem concurență, să facem o echipă ca la anul să ne propunem să play-off. Chiar dacă ne propunem, că avem stadion, avem suporteri și fac un apel la suporteri, ați văzut ce s-a întâmplat aseară la în Giulești. Am simțit-o și pe pielea mea și jucătorii au simțit-o și nu trebuie să supere nimeni la meciul cu Botoșani, că n-am fost preocupați de problemele cu conducerea, sunt lucruri corecte și nu vreau să mă implic, nu vreau să mă bag, nu că nu mă interesează, dar nu vreau ca eu sunt, cum ziceți, trebuie să fie antrenor sau cum ziceți, specialiștii ăștia care o lună de zile n-au scris nimic și acum au apărut și cu tot felul de articole și analize și până și bă, ăsta, Suciu, a apărut Suciu, bă, băiete, ăla care m-a înjurat la Sibiu, a apărut ce ăsta, eu chiar mi-am făcut probleme, să fi întâmplat ceva cu el, dacă pot să-l ajut. Domnule Suciu, mie alea criticele, m-a deranjat că m-a înjurat de mamă. Dar restul le-am avut și din contră. Mi-a dat un imbold, așa, mă, să-i arăt la Suciu, colț alb, că așa zic eu, că abia are doar un dit de pe aici pe undeva. Da, eu mă uit pe site-uri. Eu mă interesează ce se comentează și asta. Și sunt lucruri, și când pierd, și când câștig. Asta e, că văd că sunt mulți care sunt suporteri doar de rezultat și stau la cotitură. Echipa e mai importantă ca orice, eu știu, conflict sau ce aveți voi. Și eu dacă am venit aici, am venit să fac ceva, n-am venit numai să trec, să-mi iau salariul. Apropo, din noiembrie eu n-am mai văzut salariul. Mi-ați auzit pe mine comentând, pe mine sunt cel mai fericit că băieții mei și-au salariul la zi. Am avem o întârziere de câteva zile, da? Tot e ok, da? Bun, cât de important e începutul de play-off, știm că punctele de diferență sunt puține, dacă... Normal că e foarte important. Și mai ales că joci acasă, ai două meciuri acasă, avem un meci cu cei de la Cluj.
De-aia spun că bă, vreau ca toată lumea să fie alături de echipă, cum a fost la meciul cu Petrolul, un meci foarte greu, la meciul cu Craiova, de bă, ultimul meci care l-am avut acasă. Normal că e foarte important. Dacă aici câștigi un meci, rămâi acolo și noi, și echipa, și ne dorim să fim acolo în față. Și v-am explicat de ce. Pierzi un meci și deja încep să tremur. Și nu mai vreau să avem emoțiile care le-am avut, care le-ați avut și le-am avut și eu la sfârșit. Mai mergeți după fentă, iar vine domnul Curcu, fără toată apărarea, a fost cu proiectul dată aici. Nu, i-ați văzut că eu totdeauna la conferință. Eu sunt corect, adică n-am. Păi au, sunt doi suspendați, asta e clar că am primit și noi ne-am interesat. Și au și ceva probleme, e clar că... Dar vedeți cum e fotbalul nostru, cât e de echilibrat. Farul se chinuie la Botoșani, ultima etapă. Vine și bate pe Rapid, care Rapid defilează cu Steaua și îmi comparateze. Ați văzut ce penaltiu s-a dat ieri? Un dosuleț de palmă și la noi, la desenată. O mă bergă de a sărit să-i rupă gâtul la arbitru. Asta e, eu ce ar trebui să fac? Ce ar trebui? Și nu mai vorbesc de meciul cu Rapid când a intrat mingea... Asta e jumătate de metru. În poartă și ni-l-a scos. Totdeauna va fi o reacție pozitivă. Mai mult ca sigur, cei care n-au jucat o să intre cu dorința să demonstreze sau să arate că antrenorul care a fost sau antrenorii care au fost doi au greșit. E clar că o să fie un meci greu, plus de asta știți bine că ei stau, din punct de vedere financiar, stau bine. O zonă bogată. Poftim? Credeți că și de-aia am văzut că Vârbu că m-a studiat de recent și a fost la Radar. Da, și el a jucat tot în sistemul cu trei fundași centrali. Acum ei au probleme, nu știu care o să fie al treilea fundaș central. Poate și de aia, adică ca să nu schimbe foarte mult. Petrolul tot timpul a jucat cu trei fundași centrali, voluntar, tot timpul cu trei fundași centrali, mai puțin cu Dică, care a jucat cu patru, dar n-a avut rezultate. Ultimul meci am văzut că a jucat cu trei fundași centrali. Deci a încercat și el să... Și a fost un rezultat bun cu CFR-ul, cu Cluj. Ce s-a văzut în ultimul? Nu știu dacă e avantajată. Au fost greșeli. Nu. Am înțeles că în contra lor nu s-a dat niciun penalt. Că nici el n-a fost contra lor niciun penalt. Dar asta nu înseamnă. Rapid au evoluții bune. Eu am spus și unii iară după aia au sărit la gâtul meu. Am zis că așa, la ce am văzut eu până acum în comparație cu Steaua, Steaua arată mai bine ca echipă. Rapid, prin achizițiile care le-au făcut și eforturile pe care le-a făcut domnul Șucu, sunt jucători care poate să-ți facă diferența. Ieri, echipa a făcut diferența la Faru. Dacă e așa, sunt sub cei de acolo, tineri, de perspectivă, cu talentați, dar ca echipă, felul cum au jucat aici, a fost... Și eu știu ce înseamnă să vii după o victorie, cum a fost asta categorică, cu o echipă care se vedea campioană deja. Dar uite, au primit un bombornac, poftim? La schimbări, la noi? Am zis că cine știe ce schimbări. Eu mă bucur dacă cei care au fost cu probleme se antrenează azi cât de cât. Și mâine la antrenamentul oficial... Să fie toți prezenți. Schimbări mari, n-am schimbări. Dacă Kevin o să poată, Tudorie s-a antrenat normal, o să-i întreb Tudorie. Deci n-am, în parte. Poftim? De ce nu l-a schimbat pe Conte? Conte a jucat mai bine ca și Stole. Dar Stole și el a jucat bine. Sunt toți aici care au jucat și au făcut-o bine. Acum, pentru un meci, că au jucat un meci mai slab, să schimb. Și atunci ce fac? Iară joc cu trei, iară ce pe ăla, băi, dar îi bag pe toți trei dacă voi ziceți că toți au jucat bine. În funcție de un benga. Băi, frate, vezi cum e soarta. Deci eu când noi vorbeam de lot, pentru mine benga ok. Am zis, domnule, la ce a făcut pentru echipă să rămână în lot, că e un băiat cu profesionist să pregătești. Și benga a ajuns să fie de bază. Deci Benga a ajuns să fie de bază. Și săracul face eforturi, face eforturi pentru el. Felul cum se pregătește, el se duce, plătește în stânga-dreapta, masaje speciale,
intră butoaie cu gheață, se închide în saună sau nu știu ce Dumnezeu face. Tot timpul cu baia rotundul ăla. De tot se masează toți acum. Pe vremea mea ne masam, aveam de la... Cum zice mă asta? Că nu știu cum... Rola aia. Deci toți au role, bă, frate, că îi văd cu role. Da, lea. Declarațiile care le-au făcut și merită să le... Acum depinde de Mico ce vrea și Mico. Am vorbit cu Mico. Și el își dorește, da? Eu cred că într-o lună jumate vine înapoi. Asta îmi doresc. Eu îmi doresc. Nu e sub de acolo. Mico e un tip sensibil, Mico. Și vrea un ambianț de ăsta care îi dă încredere acolo. N-au timp să stea, să vorbească cu tine, să mai facă o glumă. El știe, el a simțit-o pe pielea lui. Eu aș vrea să-i țin pe toți. Deci eu m-aș bucura dacă ea rămâne și ar avea de câștigat. Asta nu mă deranjează că la început de pregătire vor pleca la Rapid și încerce șansa lor. Da? Eu v-am zis, eu îi primesc pe toți trei cu brațele deschise dacă nu reușesc să se impun acolo. Pare un pic greu că l-ați săgetat puțin pe Purgu după meciul Petrolului. Dar nu l-am săgetat, dar m-a deranjat că tot că ei au dominat, că ei au posesie și... Nu m-a deranjat pe asta. Bă, când pierzi. Dinamo, ce-a făcut Dinamo? Haideți să facem o analiză acum, că tot o dați cu Dinamo. Dinamo a avut prima repriză un șut pe lângă poartă și un gol dintr-o deviere. Restul ce ocazie? Repriza a doua s-a operat. Cu Iașu, Dinamo, că am făcut analiza, a avut 8 ocazii clare, dintre care 4 singuri cu portarul. La noi n-au ajuns la poartă. Și declarația lui Florin, a șomat repriza a doua. Că noi n-am avut și nu avem încă în lot jucători pe spații mici ca să facă. N-avem un driblor să facă diferența unul contra unul. Nu avem. Uitați-vă la mijloc. Nu avem. Și de asta sunt un pic supărat, nu supărat, supărăcios așa un pic, legat de ce am cerut eu și ce s-a adus. Am cerut un numărul 10. Ne-am ramponat cu Vaca și tot am stat după Vaca până... Da, până am luat ce am prins, da. Poftim? La bilanț? Dacă sunt pe plus, da. Dacă sunt pe minus, nu sunt. N-am văzut, aia nu-i treaba mea. Dar eu ce să... De cum Dumnezeu apar după meciul ăsta cu Dinamo și înainte de un meci așa important? Apar... Cred că în bilanțul ăla nu a intrat ăștia 400, n-au intrat banii de la Burturar, n-au intrat banii de la Rareș și atunci se duce în jos bilanțul, da? De la noi apare deschis și apare și un fost care tot și a apărut și pe la Dinamo. Nu vreau să mă bag eu lăsat bilanțul. Important e ca echipa să fie pe un loc bun, să ne îndeplinim obiectivul și să ne vedem cu bine, să fim sănătoși împreună.